Bună, dragi prieteni! Astăzi vă voi povesti despre simbolurile Crăciunului. Despre bradul de Crăciun se știe că este un simbol al speranței și al vieții veșnice, deoarece este un copac care este mereu verde. Unii consideră că acele braduri îndreptate în sus simbolizează legătura omului cu Dumnezeu. Clopoțelul de Crăciun simbolizează venirea pe lume a pruncului Iisus și marchează începutul sezonului de vacanță. Sunetul clopoțeilor ghidează oile pierdute înapoi în staul, la fel cum Dumnezeu ne călăuzește să mergem pe căile sale. Steaua de Crăciun, cunoscută și ca steaua din Betleem, le-a vestit celor trei magi faptul că s-a născut Iisus Hristos și i-a condus către Betleem. În greacă, cuvântul înger înseamnă mesager. Potrivit credinței populare, îngerii au jucat un rol important pentru Crăciun, anunțându-i pe pastori de nașterea lui Iisus. Lumânarea este folosită ca un popular decor de Crăciun, aducând lumină și căldură în iernile reci. Se mai spune că lumânarea este aprinsă pentru că reprezintă steaua din Betleem. Coronițele de Crăciun sunt indispensabile pentru această perioadă și reprezintă iubirea veșnică a lui Dumnezeu față de oameni. Floarea Crăciunului, Crăciunița, este o plantă pe care o găsești în aproape toate casele în perioada sărbătorilor de iarnă. Legenda spune că niște copii sărași din Mexic au vrut să-i ofere un cadou lui Iisus și pentru că nu aveau altceva, au luat câteva buruieni și le-au adus. În mod miraculos, o crăciuniță de un roșu aprins a înflorit din acele buruieni și de atunci planta a devenit o tradiție a Crăciunului. Ciorapii de Crăciun în care așteptăm darurile sunt legați de o poveste foarte frumoasă. Se spune că într-un ajun de Crăciun, moșul a dat peste o familie foarte săracă și a vrut să-i ajute pe cei din casă și a aruncat pe coșul sobei câteva monede de aur, care au căzut exact în șosetele agățate pentru a se usca. Culorile Crăciunului sunt roșu și verde. Roșu reprezintă sângele vărsat de Iisus în momentul crucificării, iar verdele simbolizează viața veșnică acesteia.